Astăzi în Park City a intrat un nou membru și avea să fiu amendat. Dar înainte să începem, nu uitați, dați un click pe butonul de like și pe subscribe pentru a ajunge cât de curând la suma de 100.000 de abonați. Bă băieți, bă, haideți și noi prin centru cu mașina să mai dăm o tură, să vedem care mai e faza, ce mai zic cu oamenii. Să vedem dacă sunt oameni prin oraș, că n-am ieșit de mult pe afară și na. Hai să ne primul și noi, mamă ce și-am mai uitat aici plotul, bă, blue, voi vedeți, bă băieți? Da, interesant, interesant. Văd că nu s-a mai adus pe aici mașini, dar am auzit că în partea alaltă de oraș s-a deschis un nou ăsta dealership de mașini și na. Ia, hai să mergem pe aici și noi un pic. Ia. Ne-au facem chestii ilegale. Aici e doar pentru oameni, dar na, noi mergem și așa. Oh, bă, văd acolo ceva. Am plecat să cer ajutor pe aici, pe la poliție, mai speriam să... Ia uite și pe ăsta, ce cauți mă cu mașina în parc? Ce nu e? Este e drum, bă, normal, ce? Bă, trebuie să neamul, ăsta e drum pietonal, ieși afară, picar mașina să-ți fii. Stai să o parchezi. Nu parchezi nimic, ești nebun la că, ia uite-l mă pe ăsta, merge cu mașina în tot. Picar mașina să-ți fii, lasă acolo. Hai să o parchezi, că e ilegal așa. Băi, vezi că așa e și mai ilegal, fraiere, că aici nu-i parcare. Poliția ajutor, ce se întâmplă, mă? Ce se aude, bă? Aoleo. Aia că vin cu mașina, eu vin cu mașina. Bagul la poliție. Dar nu mai intra, bă, cu mașina pe drumul, dă merg oamenii, ești animal. Bă, nu te bagi, nu te bagi. Bă, țăranule. Gata. Doamne ferește, bă. Parchează pe trotuar ăsta. Vin aici, mă, în parcare aici, uite. Unde e parcarea? Bag-o în poliție. Bag-o aici, nebun. Nu e ilegal, pune-o că te las eu, hai. Unde-a dus-o? Gata. Așa, bravo. E confiscat acum, ești afară. Ma. Ia-o, mă, mai pe mine, hai. Pleacă de aici. Nu mai este polițist. Bă, dar ce s-a auzit? Nu știu ce s-a auzit, ce s-a întâmplat. Striga cineva după ajutor, ce da, să vină poliția. Oare credeți că se întâmplă chestii dubioase pe aici? Cam da. Nu știu ce să zic. Bă, aveți mașini, am uitat să vă aveți mașini, mă. Păi eu mergem acum cu bicicleta, nu? Da, și tu ai mașină, Ciobi? Nu, eu sărac, îți mai, na. Asta este cerșetor tot. Dar de ce ai, mă, sânge pe tine? A, tu ești măcelarul. Da, da. Hai să-ți arăt de ce am sânge pe mine. Să ia porci, gen. Da. A, nu, lasă, nu mi-arăt. Sorine, cât ai dat pe mașină? La licitație, $70. Nu, 45. 45. Vezi că am mințit, vezi cu minte. 45 dolari și ce motor are? E, că știu, eu nu mă pricep la astea. Păi n-ai primit tu un contract, nu ți-a făcut tot mecanicul. E, am primit, dar m-am uitat. Eu am văzut mașina și gata. Zic eu, are motor de 1.4, cred că asta. Aha, vezi că e consumul ulei rău, nu e bun. Ia, poți să dau o tură? Da. Ia, dă-te în spate să ies. Ia. Ia. Bă, cam greu, pleacă, mă, să mor eu. Ia. Ia. Cum s-a dus ăla, bă? Ia. Ți-o furat-o. Bă, nu e așa. Uite, e bă, ce rău, în spate, bă? Tu ai văzut? Vine hoarda. Ia. E cam rău, vrei să te vin. Ce se întâmplă? Uite acolo, ce? What? Bă, apropo, ați văzut că am renovat poliția? Bă, ce se întâmplă? Ce se întâmplă, bă? Ce aici? A venit bună ziua, bună ziua, haideți la poliție. Salutare. Salut. Venim. Haideți la poliție. De unde ai mă mașină de asta? Bun, deci avem așa, amendă pentru Ciobi, Sorin, pentru domnul Puf. N-ați trecut pe trecere. Care trecere, că nu e? Păi, ce întâmplă, mă? Uite trecere aici. 10 n-o să-și fiecare. Ați belit-o. Aoleu. Ai venit pe aici. Ce a făcut, domn polițist, mă arestați, a? Da, păi ați trecut fără zebră, adică nu e voie cu tăstea. Mașina. Mamă, păi eu n-am trecut. Fără zebră, mă. Haideți, vă am trecut de regulă. Vin acum, așa. O să am o discuție cu domnul... Luați un loc. Nu mă băgăm pe nimeni. Aș vrea puțină liniște și aș vrea să discut cu domnul Payne. Domnul Payne, ridicați-vă puțin și cu domnul Blue. Pentru că ei am... Secție. Nu are nicio amendă. Aveți ce ori în secție, domnul. Vorbim așa de la geam. Stați așa să vă deschid. Amendă 10 nesoși, că aveți animale în secție. Ieșiți de aici. Adevărat, bunicule, bine zici. Bă, n-aveți voie să faceți gălăgie cu eu pe ei. Domnul Peinuț, ieșiți de aici puțin.
Plințeți, bă. Trebuie să scriu. Eu? La, da, 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 da. Amendă 10 dolari, că urlă la mine. Bă, liniște! Amendă 10 dolari, că urlă la mine. Care mai face gălăgie la pușcărie? Gata, bossule, iartă. Caută-mă, Albina, aia. Dă-te, dă-te. A, s-a pus pe scaun, am înțeles. Bun, veniți aici, domnul Blue, cu peinuț și vreau să-mi dați o declarație cu ce s-a întâmplat. Spuneți, domnul Blue. Bă, am zis să faceți liniște, n-auziți? Dar încercam să vorbesc. Nu, aia din spate. Mă simt ca la de română. Așa. Spuneți, domnul Blue, deci, ce s-a întâmplat? Așa, deci în această dimineață, pe la ora 10, l-am găsit pe domnul. Aleluia! Rup de foame. Rup de foame, de altfel. Afară. Ah, okay. Afară, acum, toți! Acum. Cine nu iese acum, în afară de domnul Pain și Blushman, 10 năsoși amendă. Nu că ați căpat și corabe din chestia asta. 3, 10 năsoși amendă. Bă, care-i treaba, bunicule, care ți se întâmplă? Mamă, mâncați-și. Era viespe, nu era viespe. Ce se întâmplă, bunicule? Bă, dați-mă drumul de aici, că nu pot să ia închet, bă! Dați-i drumul de aici. Ia, vezi că am pistola, te trag după el. Ia, acolo, uite, nu uite la Carlos. Cum l-o bătu pe Carlos în pasăre, mă băi? Da. Ce s-a întâmplat? Care-i treaba? Am mers la Blue să-mi arate cățelul lui și o găsi pe cineva în lanul de grâu acolo. El a zis că vrea să culeagă pâine, dar nu știu cum culegi pâine din granul, lanul de grâu, dar nu, mă rog, o frământa acolo. Păi și a schimbat poliția, de-aia a venit... Domnul, păi polițist, da, să identifice, să-i facă, mă gândesc că să-i facă buletinul. Să da, 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 da. Am zis, bă, e interesant ce să zic. Nu știam că e singur polițist. Doar da, ele? Bine. Mai nou. El și Robert Raton. Știu despre cine vorba. Ți-au dat probe, păi dacă tu ai fost dus în vacanță și eu ce să fac? Păi da, dar știi de aia, lasă că nu știi tu, bunicule, o să trească să trec eu pe la tine să discutăm, că nu poți să discutăm. Chestia e oricum că a fost cam grele probele, nu știu dacă... Am vrut și eu să mă bag, dar am zis că, bă, decât să-i fac de rușine pe băieții ăștia tineri, mai bine să... Lasă-mă, bunicule, că ne băgăm noi, te bag eu în alte treburi, n-ai să treabă. Bă, ce faci, mă, cu tine? Uite-și pe băieții ăsta. Ia, uite-mă. Lasă-mă să pună la tu acolo deasupra ca să fie lumină. Da. Ce ziceți? Da? Îl primim și pe domnul Peinuț în oraș și facem o tură de oraș? Păi stați și ala, ați verificat, domnul medic, unde să vadă, n-are coleră, n-are... Suspect. Bă, nu știu unde e domnul medic, ia strigați. Eu vă zic 100% că sunt ok, uitați. N-are boală, e ok, e bine. Bă, nu știu ce să zic, ești cam... Ce puternic ăsta, uitați-o, deci... Oulu, ușor, ușor. Bine, mă, că m-ai ridicat pe mine, că am 5 kg cu tot televizorul în braț. Ești cam foarte, dar și un pic... La domnul medic, bătrânelul, poate-l găsim acasă. Hai să vedem, da, la domnul medic. E forțus. Opa, așa. Nu știu ce să zic. Pare cam pare la față băiatul ăsta. Ar trebui făcut niște investigații. La medic acum. Nu, mănânc sănătos, merg la sală, mergem fac sport zilnic. Hai. Bine. Păi și cum ai aterizat aici, nebun? Intrăm toți în spital și zice că suntem bolnavi. Să ne dea ampicilină. Hai că știu eu. Să ne dea daia, cum se numește daia de te adoarme, cum? Morfină, ce să zic? Morfină. Da, vreau. Dar nu te adoarme, ai pentru dureri, bro. Păi nu contează. Ador după aia, că nu te așa mai dau. Așa, mă, frumos, trec petrecerea, da, așa vreau să-i văd. Ciobi, nu pe stradă. Domnul medic! Bă! Domnul medic! Mă, Ciobi! O, domnul medic! Avem probleme. Carlos? Am venit din vacanță, Carlos! Mamă, vezi că am treabă cu tine. Tu trebuie să fii arestat. Nu trag, dar te preziți la poliție după. Da. Hai lână, vreau să cumpăr lână. Vorbim după atunci. Bă, lasă-mă alea că avem altă treabă acum, Pink. Vreau să-i faceți o inspecție domnului Payne. Am vrea să-l integrăm în oraș și vreau să-i faceți o inspecție dacă are ceva, vreo boală sau mai știu. Inspecție. O inspecție tehnică. Ca la mașină. Trebuie să-i faci ITP-ul. Trece ITP-ul sau nu? Păi unde aici? La unelte, n-am nimic. Păi cred că îi faceți o programare. Întindeți-l pe capotă, că oricum. Păi vreți să-l duc acum sau... Îi faceți o programare atunci zilele următoare și eu zic că sănătos, dar acum cum vreți voi. Ai zis că mănâncă sănătos, numai proteină, bagă. Nu strică niciodată. Numai proteină? Da, numai proteină. Ia, arată, muște muncă de când am venit. Ia, arată E-Pain ce mușchi ai. Fii atent, dă-mi un pumn în stomac, ia. O, nu. Mamă, uite că l-a luat pe Sorin. Da, mă, cine l-a ridică pe Sorin ăsta? Sorin e slăbănog, adică... Are 20 de kg, ud.
Da, bă, da, uite și pe tine. O, l-a luat pe ping. A, mă, că nici eu nu sunt așa de greu. Vreau, să, vreau să-mi dai un pumn la ficat să simt. Dai un pumn. Da, uite, ridică mașina. Ridică mașina, unu, da. Să vezi. Mamă! Okay, bă, are, are forță. E, are un pic e decent? De forță, da. E ok? Da, e ok. Bine, bun, haideți să-ți prezentăm orașul, domnul Pei. Da, eu sunt ok, stai ieșit. Se e sănătos tu, n-ai, lăsa-ți că ești repede, n-ai. Evacuat aici că n-are nimic. Vii să-ți reglezi stomacul cu topor, așa un pic. Nu, nu, lasă că... Dar e bunicule, zi tu. Am mai auzit eu două operații de astea, dar nu e nevoie. Taie bine, taie. Bă, lasă mașina, mă! Ia, uite-și pe ăsta. Mamă, ce mașină, da, domnule, mai mașina asta. Oule, oule, ca ce oameni pe trecere, amen. Bă, dă-mă mașina înapoi, domn polițist. Dă-te jos din mașină, n-auzi? Jos, jos din mașină. Opriți-i. A, mai lovit pe mine, domnul polițist. Dă-te, mă, bă, ia uite, mă, trag după el să bagă în față. Doamne, halal, civilizație. Chiar mai e mașină. Da, da. Domnul poliția din Park City, jos poliția, se fură mașina de față cu domn polițist și nimeni nu face nimic. Păi dacă te bagi în față... Mamă, ce-i asta? Bag eu la închisoare pe ăsta, revin. Ce-i asta, bă? L-am imobilizat. Bă, mai lovi pe mine, nu pe el. Trebuie și parchează acolo. Discutăm după, că am multă treabă. Ce-i asta? Ciobi. Unde ne vedem să mișim niște lună și când? Am înțeles. Băieții, prezentați voi orașul pe prezentăm. Bun, Ciobi, eu mă duc, am niște treabă cu Ciobi. Carlos. Da, mergem în partea aia. Da. Hai să prezentăm orașul Pain. Da, da, da. Ai făcut, ia trecem cu acest. Cum? Că noi suntem prezentatori orașului. Nu? Cine îmi prezintă și mie pe aici așa? Hai, hai, domnul Pain. Haide, haide, haide. Haide să-ți prezentăm. Ia, hai, hai încoasă. Unde, unde? Aici. Am rămas numai noi. Hai să, da, haide, haide noi trei. Aici e Arcul de Triumf. Da, da. Minunăția orașului, cel mai frumos loc. Nu există nimic mai frumos decât Arcul de Triumf. Știu că nici noi nu ne credem. Când spunem asta, trebuie să prezentăm frumos, da, da. Oraș. Foarte frumos, foarte frumos, da, 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 da. Așa. Acolo e casa lui domn primar, să vede că e cea mai mare, cea mai șmecheră. Cel mai bogat de pe server. Aici stă mecanicul, să vede că na, termină mașina în 3-5 zile lucrătoare, casa într-un an. Da. Aici e casa lui Ciobi. Dacă... Da, uite, e lui Ciobi. El e măcelarul. Da, măcelarul lui. Dacă mâncare, se rezolvă. Ah, deci de la el iau mâncare, bun. Deci de la tine iau mâncare, da? Doar carne, doar carne. Doar carne, da, doar tot carne, ce bun. Bun. De la, de la Blue. Aici e casa unui... Pa! Unui kangur, da, hai să mergem mai departe. Da, da. Cine e aici? Cine e aici? Rodby. Acolo aici Rodby. Cine e Rodby? Ceșetorul. Ah, ah, ok. Da, da, da. Păi, despre sta, și întrebare, eu n-am casă. Bă, da, o să-ți facem chiar. Și ție un spațiu. O să pregătim un spațiu. A, deci am doar un spațiu, o parcelă cum ar veni. Da, aici... e o parcelă și poți să cumperi extinder după. Aici stă Sinner, te-ai întâlnit cu el, ăla care nu-i chestionat. Da, 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 de treabă, de treabă, e de treabă. Aici e fratele lui și el polițist, păpile, paste, știi cum funcționează legile. Cam pas, cam asta tot. Așa, da, da, da. Așa. Și lângă ar trebui să ai tu spațiu, o să facem noi un calcul aici și o să-ți pregătim un spațiu, chemăm pădurar, o tăiem puțin, da, da, da. Să fie frumos. Ia uite, domn polițist, aveți grijă. Frumos, frumos, îmi place, da, arată. Da, pe mâine o să ai și tu spațiu. Pe mâine? Aproximativ, adică mâine, uite, e cât e ceasul? E 9 dimineața, da, pe mâine ca nou spațiu, pregătim. Aha, aha. E perfect, e perfect. Deci cam atât în mare parte, nu? Da, da, aici e banca. Dacă o să ai vreodată nevoie, da, da, hai la bancă. Să ne vadă ăștia, așa. Avem și spital, mec, de toate. Da, uite, aici e banca. Și aici sunt prețurile. Nu știu, ia, depinde ce vrei să schimbi. Lași după aia... Ok, am înțeles. Da, lași lucrurile aici. Ai semne ca să-ți explice ce și cum. Și ți iei bani din butoi. A, și trebuie să scrii aici, apropo. Să nu uiți, dar știi să scrii, nu? Am învățat să scriu acum ceva timp, okay. Da, da, da. Iei cartea de aici și notezi tranzact. Cât ai schimbat și ce ai schimbat și cam aia. Aha, aha, ok, ok, da. Da, cel mai simplu. Cred că mall-ul e atracția principală, da, da. Și ar trebui și... să mergem acolo, nu? Da, mall-ul? Uite, mall. Când faci bani, uite, când faci bani și ai ceva de vândut, poți să-ți cumperi un magazin în mall. Hai că mergem în parc. Hai că avem de mers puțin. Aici e parcul de distracții. Adică poți să am business-ul meu? Da, poți să ai business-ul. Da, da. Da, o să vorbim cu primarul oricum. O să vorbesc cu el, să aveți o întâlnire și să vezi ce joburi sunt libere, ce te-ar interesa. Hai de bă băieți că i-am pierdut în urmă cu mâncarea asta. Știu să fac de toate, de toate. De toate, mă. De toate.
Păi eu da. o să faci. Lai, las, compaci. Uite, no, dacă vrei lemn... Fă căștea, bă! Mi-a scăpat, nu mă bagă de seama. Fix aici a fost găsit leopardul 3. Se întâmplă chestii pe acolo. Da, 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 pare veselie, e ok, îmi place, mai bun. Multă activitate. Uite, dealership auto în partea dreaptă. Mașină, de aici poți să-mi iau mașini? Da, da, da. O să poți. Și unde-i? Unde? Nu sunt la... Aici e mult. Nu sunt tare multe. O să credeam mergi... că ceva mașini în parcare, dar nu sunt. Nu. Momentan. Și aici e mall. Uite, s-au alăturat și Puf. Da. Uite, aici e mall. Aici e mall-ul? Da, normal. Care orice om, o să-ți arăt întâi magazinul meu. Dacă vrei să cumperi morcov, cartofi, chestii de fermă, colorant, baloți, chestii scumpe. Fii atent că Blu face vânzare, știi? Bagă pe toți aici în magazinul lui. Nu mai da din casă. Închide ușa să nu ne audă. Bun, și poți închiria spațiile astea săptămânal. Poftim? Poți închiria spațiile astea săptămânal. Uite, fiecare spațiu din asta are un preț per săptămână. Mă, tinere. A, 25 de biștari, nu? Da, mă, 25 de dolari pe săptămână. Mă, tinere, mă. Aha, ok. Mă, hai să te și hai mai să ajut unde, un pic unde? De început, mă, tinere. Mă, da. Uite, mă. Pentru tine. Da, uite, stai să-ți dau și eu de la... A, uite de că-ți la dau și eu niște bani. Mamă, niște bani de cheltuială. Și să-i cheltuiești. Mai gândit un pic. Uite aici ia niște dolari frumos. Ce se întâmplă? Mamă, bani! Da, ia uite și de la mine. Auliu! Buțite de bucătărie. Briște păi din alea. Na, vă mulțumesc. Ce frumos un tratat. Ce frumos un tratat, vă mulțumesc. Păi măcar să nu mor de foame aici în oraș. Cam atât. Mâncare i-a dat cineva? Da, i-am dat cartofi. Da, în cartofi, mi-ajung cartofi ăștia o săptămână. Toată lumea în regulă? Toată lumea în regulă, îi prezentam pe aici. Bun. Da, tot în regulă. Și putem să-l primim pe strada ratonilor acolo, dacă este interesant. Da, o să îi pregătim, o să vorbesc cu domnul. Da, fix acolo vorbeam. Super, te așteptăm acolo. Poliția face legea în ultima vreme, schimbă și numele la străzi. Mă, când scapă bășinile când umbră poliția așa. Ia uzi mă la el, te aștept cu o plângere la poliție, domnul Ciobi. Chiar dacă... chiar o să vin. Da? Da, să și o să-ți arăt ceva. Bă, taie. Hai că îi pun eu cătușele, nu mai mișcă, ești nebun. Bă, taie, scoși și eu toporul. Stai nu, jos. Nu, eu numai în trei. L-ați văzut pe Dani cumva? Am înțeles. Da, a plecat. Pe acasă, probabil. A, bine. L-au răpit extraterestri. Uite. Da, caută la... A, ok, a plecat. Caută la spital. Unde pot să încep să minez, să fac și eu rost de resurse? Uite aici. Da, aici sub. Da. Nu chiar. Poți să sap direct așa în jos să fac stream mining. Nu, stai că eu am pus faianța asta, nu, gresia asta. Bun. Presupun că sunt ceva locuri speciale de minat, păi, nu? Păi, ar trebui să-i pregătim acum plotul, ca să aibă un loc unde să stea, știi? Și atunci eu cumva gen încep să minez sub plotul meu, nu? Nu, în afara orașului. Hai să vedem unde îl punem ca să-i defrișez un picut pe acolo. Da, hai că dacă ai venit păi bătrâne, pe cealaltă stradă, că sploturile pe lângă Sinner. Pe acolo. Mi-ai dat viteză, fii atent ce boost mi-a dat. Hai că dacă e perfect bătrâne că ai venit și tu ca să-i defrișez direct cum punem parcelarea. Exact. De cât era? De 20 pe 20 de metri, nu? Da, și 25 între ele. Da, 25 între ele. Perfect. Poți să-i pun eu, nu știu, 4 torțe, 4 bucăți de pământ, vedem noi. Hai că numărăm cu noi. Ce aici, bă? What? Ce aici? Ok, nu o să vin aici că nu știu, habar n-am. Mai bine nu. Mi se pare na. Haide, bă, dar unde sunt restul, bă? Unde au plecat, bă, băieți, bă? Ia uite bă la ei, sunt acolo bă, uite la ei acolo. Haide până la ei, repejor. Fac. Hai, da bă, unde sunteți bă? 1, 2, 3. Deci 25 de? Îi 25 de dolari pe rând cum ar veni. Da, pe rând. Hai să ne apucăm să spargem 25 pe aici. 25 de dolari pe rând. Da, stai să văd, stai că fii atent, s-o delimitez eu ca să nu mai poată scoate nimeni, să nu ne încurcăm. Mă, ce mai sparge ăsta, bă? Stai okay, așa, okay. Deci, de aici, nu? Spargem băi, aici, frumos.
Păi stai că i-am făcut eu cu... Păi da, eu îi pun colțurile ca să nu... știi? Interesant. 12 numai, băi, mai e, nu, nu, stai, nu, m-am oprit că era un copac, era un copac. Ah, ok, ok. Deci îți vine așa, fii atent aici, ok? Poți să te extinzi în partea stângă, încă o dată cât e parcela ta. Aha. Așa, și te-ar costa toată extinderea, deci ăsta, încă o dată cât e parcela ta în stânga, te-ar costa $500. Ce, atâta? Da, da, păi da, 25, e mult, e 25 da, pe rând, da, dar se rând, fac adică, banii repede, e, o să e fiecare rând cât e 25. Oh my god, da, bine, bine, e ok, ok. Da, 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 e foarte bine. Poți extinde în spate și în spate te costă, dacă te extinzi cât e toată parcela, te costă cam câte 1000 de fiecare dată când vrei să... Aha, da, și te gratis poți duce de veni, două înțeles. În spate, da, 2500 toată extinderea. Da, 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 gratis, gratis, da. Cât, cât de greu se fac $2500? Depinde ce muncești, depinde da. Cât de harnic ești. Aha, am păi înțeles, deci aici, deci aici dacă ai job bun, ești mai bine plătit, cum ar veni, nu? Gândește-te ceva de genul, ori vinzi lucruri, ori dacă nu, la bancă... Fur lucruri. La bancă, 5 diamante, e un dolar, 6 aur, un dolar, 10 fier, un dolar... O da, că l-am dus. Aha, dacă aha, fost ok, ok, deci eu pot și de la bancă, bun, 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 bun. Okay, exact, bun. Exact. Da, super. Mulțumesc de no, torțe! Bun. Am un felinar de ăsta. Ce fac cu felinarul ăsta? L-am găsit pe jos. Bă, era al meu, da. Pui unde vrei, nu. Poți să-l, uite, pun aici. Poți să-l pun aici la mine da, acasă. Poți să-l pui unde vrei. La tine poți să faci ce vrei. Numai să nu depășești conturul ăsta că după aia vine poliția, amenzi, chestii, te bagă la pârnaie, abuz de putere. Nu, nu, vrem, nu, nu vrem. Nu, 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 nu. Suntem cetățeni cinstiți. Bine, bine, bine. Așa, bun. Atunci okay. Mult succes aici, dacă... Noi te lăsăm atunci când e destul de târziu. E noapte, pa, o zi, o seară bună, noapte bună, pa, 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 da, că mulțumesc, dai teme. Auzi, hai să ne luăm și noi mașina și am plecat și noi acasă, că a fost interesantă ziua aceasta. Hai de acasă. E greu pe jos, domnule. Ce faci, Bluto, pe jos, tot pe jos, a? Tot pe jos, tot pe jos. Ce, bă, cu sărăciile alea, că vin cu tractorul, mă, dumneavoastră. Hai, bă, cu tractorul tău, bă. Hai acasă, băieți. Domnul Blu a plecat și la ferma lui. Totul bine frumos. Hai, deci noi acasă, că na. Da, băieți, cred că o să ne schimbăm și noi casa asta, bă, că e prea, nu știu, nu știu, vreau să fac ceva mai șmecher. Știi ce zic? O să o schimbăm și noi, bă, băieți. Băieți, ceva șmecher o să facem. Și dacă v-a plăcut clipul, nu uitați, dați un click pe butonul de like și pe subscribe. Eu am fost Sorin, pa, pa.